Spune el, Platon spune, erosul este iubitor de frumos, dar trebuie să fie neapărat și iubitor de cunoaștere. Da? Pentru că atunci când vrei să aprofundezi frumusețea cuiva, vrei să afli și mai multe despre cum ea s-a născut, unde a petrecut, unde și-a trăit copilăria. Nu? Și încet, încet, când noi ne îndrăgostim de cineva, aflăm, ne documentăm tot mai multe despre acea persoană. Prin urmare, e un impuls nesătul care totdeauna se exprimă într-o iubire și poemele de dragoste ale îndrăgostiților sunt poemele unor oameni îngenunchiați. Iubirea de frumusețe adesea se exprimă prin pofta de zămislire. Da? Nașterea unui al treilea, din cei doi se naște deci din cei doi se naște al treilea, nașterea unui al treilea este de fapt o formă de nemurire, zice Platon. Da? De ce? Numele tău va dăinui, genele tale se reproduc, traduc în limbaj modern, atributele tale nu se pierd, da? Caracteristicile tale, într-un fel sau altul, dăinuie prin copil în celălalt și există deci o veșnicie promisă de această întâlnire între cei doi. Apoi, foarte interesantă observația asta, relația între bărbat și femeie este asemuită cu relația care există și între animale. Există aceste călduri ale împerecherii între animale, apoi, după împerechiere, urmează ce? Urmează datoria de a încălzi și de a hrăni pui, de a-i proteja în această dragoste pentru rezultatul iubirii, dragostea pentru copil, da? Se manifestă și dispoziția de a suferi, de a răbda foamea, frigul, orice pentru a-ți proteja copilul. Deci dragostea de frumusețe, care a fost frumusețea bărbatului sau femeii, se transmutează într-o dragoste față de copil, care este la fel, la început urât, dar după aceea fascinant, foarte frumos. Și deci dragostea este într-adevăr dispusă la sacrificiu, la jertfă. Tocmai de aceea spune Socrate, vorbim uneori despre ieșirea din minți a celui îndrăgostit. Și a ieșit din minți, nu te mai poți înțelege cu el. Tu îl chem la o întâlnire de serviciu la ora 8 dimineața sau tu îl chem să faci bani cu partenerul tău de afaceri pe vechiul prieten și el îți spune nu pot să vin. De ce? Fiindcă am întâlnit o fată. Și tu spui nu-l pot înțelege. Și a ieșit din minți, da? Există deci un soi de răpire, de extaz, trăit chiar și de oamenii obișnuiți. Da? Întotdeauna erosul, eros și logos. Da? Erosul este însoțit de verb, de logos, de cuvânt. Deci există un belșug de vorbe privitoare la vrednicie. Da? La vrednicia celui iubit. Acum, zice Socrate, totuși, pentru o deplină inițiere în taina iubirii, pentru a înțelege cu adevărat ce este dragostea, zice, trebuie să facem o altă dezvăluire, trebuie să mai facem încă un pas și să urcăm pe această treaptă înaltă a contemplației, căci ăsta este scopul filozofiei, să contemplăm lucrurile, de la particular la general, de la frumosul individual, de la frumusețea lui Georgel sau de la frumusețea lui, nu știu, a Anetei sau știu, Alinei sau ce alte cuvinte mai putem să avem în minte, trecem deci de la frumusețea particulară la frumusețea generală. Mai întâi, cel care năzuiește la țelul cel mai înalt trebuie să se apropie încă de tânăr, de cineva care are un trup frumos și dacă se dovedește că dă roade bune, călăuzirea acelui om, să-l iubească nu numai pe el, ci toate gândurile și vorbele lui frumoase. Deci, tu nu doar te îndrăgostești de un trup, te îndrăgostești de o minte, te îndrăgostești de frumusețea sufletului și a vorbelor pe care acel suflet, nu, le scoate pe gură. Încet, încet, frumusețea trupului se descoperă a fi înrudită cu frumusețea sufletului. Există, deci, o înrudire, o îngemănare. Și lepădăm, zice Platon, sau Socrate, prin gura Diotimei, neîntârziat dragostea de un singur trup
și începem să o socotim vrednică de dispreț. Cu alte cuvinte, începem o ascensiune. Și asta se întâmplă când, de pildă, ai avut o iubire de, știu și eu, tânăr adolescent. Deci ai avut o iubire de adolescent la 15-16 ani, care se destramă, dar te îndrăgostești din nou când ești la facultate. Și poate din nou acea dragoste se destramă. Dar dacă te gândești ce am iubit la X și ce am iubit la Y, începi să vezi că de fapt ai iubit ceva apropiat, nu identic, dar apropiat. Un atribut, un atribut de personalitate, o calitate sufletească. Da? Nu știu. Vulnerabilitatea. Ai iubit mirarea, simțul mirării în celălalt. Ai iubit o inocență și o curăție sufletească în celălalt. Ai iubit ceva care se regăsește, da, nu doar într-o singură instanță. Și zice, bine, în contextul lui Socrate este unul, repet, foarte masculin. Vorbim aici despre relația între maestru și discipol. El vorbește despre îndrăgostirea pe care eu am resimțit-o, recunosc, când eram tânăr. Am simțit și un soi de dragoste filială, nu? De ucenic față de un maestru și am cunoscut această răpire, în sensul care știam că la ora cutare, dacă venea maestru în oraș, nu puteam să nu fiu prezent, să nu-l întâmpin chiar și cu un corn și cu, eu știu, o bucată de pâine, să fiu acolo de dimineață, să îl însoțesc. Deci am trăit această experiență și am realizat că, într-adevăr, eram îndrăgostit și eu, nu? ca un sclav de această frumusețe a minții și a caracterului și a cuvintelor pe care maestrul le rostea. După care zice, noi de ce suntem îndrăgostiți, deci? De frumusețea trupului, nu. De frumusețea însăși. Da? De frumusețea însăși, care, da, se manifestă prin cuvânt. Și zice, tocmai această trecere, nu, de la iubirea particulară la iubirea generală sau la iubirea în sine, este experiența inițiatică mult așteptată de filozofi, pentru că această iubire de frumusețe mare, această iubire de frumusețe depășește iubirea de știință, iubirea trupului, iubirea culturii celuilalt, depășește toate aceste instanțe. Hai să recapitulăm, deci, și ajungem la iubirea absolută. Tu te îndrăgostești de o persoană, în ea sunt atribute care strălucesc, dar amestecul acestor atribute e absolut unic și fascinant, după care constați că te poți îndrăgosti de o altă persoană și alte atribute ies în prim plan, toate frumoase, și prin această iterație a frumuseții în mai multe trupuri realizezi că ele sunt îngemănate, după care tu, iubind o persoană, te îndrăgostești și de pasiunea ei. Dacă persoana aceea iubește muzica, tu iubești arta muzicală încet încet. Dacă persoana respectivă iubește știința, tu încet încet, nu neapărat că devii om de știință, dar respecti știința ca fiind ceva demn de iubire. Asta pentru că iubitul tău face același lucru. Dacă tu descoperi la persoana iubită, nu știu, o dragoste pentru politică sau pentru filozofie, tu însuți încet încet te îndrăgostești de filozofie și poate de politică, și asta arată cum frumusețea este înrudită. Dar, zice Platon, prin gura Diotimei, zice, există o frumusețe veșnică, care este dincolo de frumusețea științei, dincolo de frumusețea muzicii, dincolo de frumusețea artelor, dincolo de frumusețea arhitecturii, dincolo de frumusețea retorică, dincolo de frumusețea trupească, dincolo de toate, este această frumusețe absolută, veșnică, care nu este supusă nașterii și pieirii, nu sporește și nu se împuținează. În al doilea rând, ea nu este pe alocuri mai frumoasă și pe alocuri mai puțin frumoasă. Ea nu are, deci, cu alte cuvinte, variațiuni. Ea nu suferă de accidente. Nu? Ea este o frumusețe continuă. Mai mult decât atât, cel ce năzuiește spre ea nu și-o va putea închipui că având față sau mâini sau orice altceva care ar mai avea un trup. Este respingerea oricărui antropomorfism, oricărei proiecții idolatre, da?
nu te mai îndrăgostești doar de o poză sau doar de un portret, vezi frumusețea în sine și încet, încet te desprinzi de lucrurile pământești. Ea nu există în ceva anume, într-o ființă aflată pe pământ sau în cer. Aici aluzia este la zeități. Nu! Ea trebuie închipuită, frumusețea, ca existând în sine, deopotrivă cu sine și împreună numai cu sine și ca având în veșnicia ei mereu aceeași formă, forma frumuseții. Iar toate celelalte frumuseți sunt părtașe la ea, principiul participării particularului la general, dar în astfel de chip, în acestora nu duce nici de cum la vreo creștere sau la vreo scădere înăuntrul frumuseții. Cu alte cuvinte, dacă există o pajiște frumoasă în Toscana pe care o admirăm și spunem ce frumos, această frumusețe care se diminuează în timpul iernii, pentru că nu-i așa, frunzele dispar, se ofilesc și apoi dispar, această atenuare a frumuseții cosmosului sau a naturii nu diminuează cu nimic frumusețea transcendentă, care este egală cu sine. Frumusețea aceasta veșnică este egală cu sine. Atunci când, urmând așa cum se cuvine calea iubirii de tine, urci treaptă cu treaptă, da? Ăsta este un parcurs mistagogic sau anagogic, da? Ana înseamnă în sus, da? Deci, nu demagogic, ci anagogic. Acest parcurs, treaptă cu treaptă, dincolo de frumusețile pieritoare, îți revelează frumusețea de care îți vorbesc și te vei afla curând la liman, aproape de liman. Aceasta este calea cea dreaptă, care duce la înaltul iubirii, de la iubirea vulgară, de la iubirea comună, la, iată, iubirea cerească. Fie că o străbatem cu singurele noastre puteri, fie că suntem călăuziți de un altul, poți să te îndrăgostești de frumusețea aceasta cerească pe compropriu, într-o stare de singurătate, într-o stare de răpire, descoperi că există ceva deasupra, sau te ia cineva de mână, te duce spre această contemplare a frumuseții eterne. Pornind de la frumusețile din lumea aceasta, din lumea pieritoare, vrând să ajungem la frumusețea adevărată, urcăm necontenit, treaptă cu treaptă, de la un trup frumos la două, de la două apoi la toate și de la trupurile frumoase la faptele frumoase, iar de la acestea la învățăturile frumoase, până când de la aceasta din urmă ajungem la acea învățătură care este nimic altceva decât învățătura despre frumusețe și frumusețea din nou statornică, veșnică, nepieritoare. Și cu asta închei, promit să închei, zice la final, dacă este vreun ținut al vieții în care merită să trăiești, acesta este ținutul în care ne aflăm în fața frumuseții înseși. Dacă va fi să o vezi vreodată pe aceasta, pe frumusețea veșnică, altceva vei simți când o vei vedea decât în fața podoabelor, a bogăției, a băieților, a tinerilor frumoși. Toate lucrurile acestea care te fac să te cutremuri, să fii uluit. Ele sunt mult mai mici decât frumusețea în sine. Și apoi, dacă cumva ai răbdat de foame și ai răbdat de sete în așteptarea iubitului tău, da? Și ai făcut-o, nu? Ca îndrăgostit, cu atât mai mult vei putea să rabzi de foame și de sete în așteptarea acestei revelații a frumuseții absolute, divina frumusețe, care nu are chipuri mai multe și care, comparată cu bietele ei asemănări, e mult deasupra. Căci toate celelalte pământești sunt doar vlăstare ale frumuseții cerești. Iar cel care zămislește adevărata vrednicie și care o crește, ajunge drag zeilor și dacă este dat aceasta vreunui om, dobândește nemurirea.